Hello, ce faceți? Astăzi vorbim despre râsul dat în plâns și plânsul dat în râs. Da. Încă de când eram mică, mama mea îmi spunea un lucru care, firea rea de viață, s-a dovedit foarte adevărat de foarte multe ori. Și anume că în momentul în care mă vedea că râd isteric, gen, dar râd sănătos așa și mă țineam mult timp și râdeam cu lacrimi. Uneori am un râs, Doamne, nu mă mai oprește nimic. Nu este o persoană foarte veselă, ca să zic așa, și aveam momente când îmi spunea că o fac de râs sau de astea. Și îmi spunea că ai grijă că o să dai în plâns. Zice că după atâta râs, vine plâns. Și așa cum spuneam mai devreme într-un limbaj neortodox neapărat, se cam întâmpla așa și încă se întâmplă așa. Mi s-a întâmplat într-adevăr foarte des să râd isteric și apoi să existe un motiv pentru care să dau un plâns. În seara asta a fost invers. Din motive pur personale, da, legate tot de mama, am plâns destul de mult. Și a fost o seară foarte nașpa. Na, asta e viața, adică se întâmplă și voi știți, am discutat aici deja, că o să fiu sinceră mereu și nu mă ascund, n-am ce să zic. Zilele trecute n-am filmat nimic, tot pentru că a fost o zi la fel de nașpa, foarte, una din cele mai nașpa zile din ultimii 3 ani de zile. Și n-am fost capabilă să filmez, așa că ați văzut doar niște videouri. Dar, da, a fost o seară foarte nașpa, am plâns mult, m-am enervat, mi-am băgat și mi-am scos de toate, am trecut prin toate frigiderele, am băgat carne în frigiderele multora, adică a fost o seară nașpa. Și am ajuns acasă, am sunat-o pe nașa mea să-i povestesc totul și când am întrebat-o ce face, mi-a zis că dă mâncare la câini. Am râs isteric și azi de ce râs? Mi se pare foarte tare. În general, când sunt un om, îți dau trăsutul că dă mâncare la câini. Nu știu de ce m-am avut motivul ăsta. Poate pentru că mi-am amintit pur și simplu de ea în general, așa că mi-e dor de ea, că n-am mai văzut-o de mult timp. Și am vorbit și am vorbit și am vorbit în stilul nostru caracteristic, am terminat toată chestia râzând. Apoi am văzut niște clipuri pe Facebook foarte haioase și am din unul în altul, din unul în altul. Au trecut vreo 2 ore de când am stat în pat și m-am uitat la clipuri și am uitat să și filmez. Apoi am dat de un prieten un video, Condra cred că îl cheamă, pe care îl urmăresc pe Instagram. Este un om absolut extraordinar, e un nebun. Era pus niște clipuri, niște Insta story-uri la care nu m-am putut. Deci nu m-am putut abține. Am râs absolut incredibil de tare. Și m-am bucurat foarte tare, foarte tare, că cred că e prima oară în aproape 32 de ani când se întâmplă asta, când e pe dos. Când din super, super plâns am dat un râs. Acum nu mă vedeți atât de veselă pentru că eu sunt 11 și ceva noapte și mi-e foarte somn. Și din cauza acestei călduri nu prea dorm bine. Dar ideea este că se poate și pe dos. Asta am vrut să vă spun. Că trebuie să vă dați voie ca după un moment foarte, foarte prost să aveți unul bun. Pentru că acum sunt în stadiu în care o să se rezolve. O să fie bine. Într-un fel sau altul o să se rezolve. Toate chestiile pentru care am plâns acum vreo 2 sau 3 ore o să se rezolve. Cumva, cândva, de preferabil ieri. Dar nu mai am starea aia negativă și trebuie să găsiți acele lucruri care vă fac să vă înveseliți. Pe mine un clip haios de pe YouTube, un câine, o mâță, un prieten nebun dement pe Insta Story, vocea nașei mele, o glumă cu cel drag, adică ceva, pur și simplu. Așa că hai să vedem, dacă aveți niște chestii super haioase pe care să mi le spuneți sau să mi le arătați, le aștept în comentarii, pe Facebook sau pe YouTube și sper să aveți cât mai multe momente de râs isteric și cât mai puține invers. Și dacă le aveți pe alea de plâns, repede, repede, repede să treceți spre râs, să nu treceți invers. Sper, vă doresc asta din tot sufletul. Bye și ne vedem mâine!